Noi suntem trimiși de Dumnezeu, suntem împuterniciți de Dumnezeu. În așa fel încât Dumnezeu îndeamnă lumea prin noi să se împace cu El. Și noi să spunem oamenilor să se împace cu Dumnezeu. Am spus în anul 2011 unui păcătos, unui om care stă departe de Dumnezeu să se împace cu Dumnezeu, dacă n-am spus-o, am făcut un mare păcat. Păcatul acesta se numește păcatul de lăsări. Însă pentru că încă mai suntem în viață, este bine să ne pocăim și Dumnezeu să ne ajute să ne luăm aceste hotărâri și să spunem oamenilor că Domnul Iisus Hristos a venit în lumea aceasta nu ca să tăiem porcii, a venit în lumea aceasta nu ca să facem cozonaci, a venit în lumea aceasta nu ca să tăiem raze din păduri, a venit în lumea aceasta ca să răscumpere pe omul.